O companie aeriană care a operat până acum la aeroportul din Brașov a anunțat că va reloca zborurile începând cu data de 13 noiembrie pe aeroportul internațional George din Bacău. Decizia a fost luată după ce aeroportul din Brașov a prelungit actualul program între orele 7 și 19 până la 15 ianuarie. Problemele cu care s-a confruntat aeroportul din Brașov de-a lungul timpului au condus spre această decizie. Cursele care vor fi preluate de acum temporar de pe aeroportul Brașov vor fi spre Bruxelles, München, Nuremberg, Stuttgart, Madrid, Barcelona, Valencia. Din luna decembrie cu Același operator de pe aeroportul Băcăuan, călătorii vor putea ajunge în 8 destinații europene: Londra, Luton, Dublin, Bruxelles, Madrid, Barcelona, Torino, Liverpool și Roma. Aceasta va fi a treia companie care operează de pe aeroportul Băcău.